Salutare prieteni, numele meu este Marius și bine ați venit la încă un videoclip de pe canalul meu Jurnal Grădinar. După cum vedeți, mă aflu în Dovlecei, iar astăzi o să vorbim despre făinare. Ce este făinarea? Făinarea este o ciupercă care atacă toate organele plantei, începând de la frunze, fructe, flori și vrej. La Dovlecel, după câte am văzut și câte știu, este în special prezentă toamna, deci e favorizată la cultura de Dovlecel, fiindcă avem foarte multă umezeală de toamnă, adică cade foarte multă brouă, avem diferențe mari de temperaturi. Bine, avem și primăvara, dar primăvara nu sunt așa predispuși din câte am văzut eu. Deci, cum vă spuneam, făinarea este o depistați foarte ușor, atacă mai întâi frunzele bătrâne, frunzele mari și cele bătrâne, și ele sunt de culoare albă pe frunze și exact este ca un fel de pulbere, un praf. Haideți să vă și arăt. Sper să găsesc pe aici. Aici cel mai bun exemplu. Se poate observa, frunza este bătrână și după cum vedeți, deja începe să plece mai departe. Cu ce ne afectează pe noi făinarea? Făinarea scade producția, adică afectează fructele. Iar, adică nu, cum spuneam, nu o să mai dea o producție atât de bună, iar fructele se zbârcesc și nu o să aibă același gust. Deci este un dăunător destul de periculos. De aceea trebuie să luăm măsuri de prevenire și de combatere totodată. Sunt o grămadă de produse care combate făinarea. Eu am folosit un produs pe care l-am aplicat și la castraveți și am fost foarte mulțumit, cum v-am spus și în clipul anterior. Se numește Heliosulf, este un produs organic 100%, necesită un timp de repauză de 3 zile, de aceea îl și aplic acum la Dovlecei, pentru că au fost temperaturile foarte scăzute, iar producția, fiind temperaturile scăzute, scade la fel, pentru că Dovlecelul nu mai crește ca la o temperatură de 30 de grade. Vă dați seama, nu o să intru în ei 3 zile aproximativ, 2-3 zile, acum am să văd. De aceea le și aplic și de aceea favorizează apariția acestei ciuperci. Bun, haideți să mergem acasă, preparăm soluția, mai vorbim un pic despre ea, și vă și arăt și ne apucăm de treabă. După cum v-am obișnuit, am aici un bidon de 10 litri de apă, vermorelul, pompa electrică, are o capacitate de 15 litri aproximativ. Iar aici produsul în sine pe care o să-l folosim astăzi, după cum v-am spus, Heliosulf, mai mult sulf, după cum scrie și aici, fungicid biologic cu maximă eficiență împotriva făinării. Formulă lichidă, ușor de utilizat. Deci, acest produs fungicid este folosit în special împotriva făinării. Nu știam, nici eu despre el, dar mi l-a recomandat băiatul de la fitofarmacie, având în vedere că vreau să folosesc mai multe produse bio-organice. A fost un plus și mi-a spus că are o eficiență foarte bună și s-a dovedit la castraveți că așa este. După cum vedeți, se poate folosi la multe legume, adică vița de vie, piersic, țelină, pepe verde, pepene verde, spanac, măr, alun, orez și așa mai departe, o să vedeți voi. A costat 50 de lei, un litru. Se pune, cum mi-a scris și aici, 100 ml la 10 litri de apă. Acum să-l amestecăm foarte bine înainte. Încă un lucru pe care vreau să specific, după câte am citit despre el și eu, se poate combina cu orice fel de insecticid, deci ceea ce este bine. Singura camera nu se poate combina cu uleiuri sau produse care conțin uleiuri minerale. Deci cam atât, în rest, pe câte am văzut, este, deci puteți să-l amestecați cu orice fel de insecticid dacă doriți asta.
am aici măsura. Are 50 de mililitri. Majoritatea produselor organice sunt de această culoare, cât am observat. Deci, punem și restul de apă pentru a se amesteca mai bine. Bineînțeles, dacă vreți să faceți pompa plină, deci undeva la 15 litri, pur și simplu mai adăugați și litri de apă, iar mai puneți încă 50 de mililitri și o să umpleți aproape plină pompa electrică. Și acum să trecem la treabă. Bun, gata cu primul loc. Mi-a luat ceva timp, dar voi ați văzut totul foarte repede. Îmi intră undeva la 2 pompe în locul acesta. Dar astăzi, fiindcă, după cum vedeți, adie vântul a mers și puțin mai încet, astfel încât să nu-mi ia vântul soluția. Și cam asta a fost. După cum știți, suntem 2. Adică tata a stropit și locul celălalt, mai ne rămâne decât unul. Cam asta a fost clipul despre făinarea dovlecei, despre cunoștințele pe care le-am acumulat eu în toți anii aceștia de când cultiv. Bineînțeles că întotdeauna avem de învățat unii de alții, nu spun neapărat că eu știu exact și am soluția câștigătoare. De fapt, cred că nimeni nu o are, pentru că dacă o avea, era mult peste. Deci, concluzia, întotdeauna avem de învățat unii de la alții. Eu doar vă arăt ce fel de produse folosesc eu, voi trage singuri o concluzie. Bineînțeles că am și eu de învățat de la voi, dacă aveți alte propuneri și așa mai departe. Cam ăsta a fost clipul, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, mă ajută foarte mult, să dați și un like pentru a ajunge clipul la cât mai multe persoane. Găsiți și link-urile mele de la Facebook, Instagram și TikTok în descriere, așa că până data viitoare, vă salut cu respect!